Fiecare cuvânt când te rogi, rostește-l din inimă ca să simți puterea cuprinsă în el. Fă-o ca și cum ai lua o doctorie, știind că are o acțiune vindecătoare prin puterea pe care i-a dat-o cel de sus. Atunci când medicamentul își pierde puterea vindecătoare, nu mai rămâne în el decât gustul amar. Așa se întâmplă și cu rugăciunea dacă o reducem la rostirea unor cuvinte fără vlagă și al căror adevăr nu-l simțim cu inima. O asemenea rugăciune va rămâne fără niciun folos, fiindcă rugăciunea adevărată și lucrătoare trebuie făcută în duh și adevăr. Cuvintele rugăciunii se aseamănă cu medicamentele, în sensul că fiecare dintre ele posedă însușiri caracteristice și dau efecte ce le sunt proprii, toate la un loc constituind mijloace de tratare a organismului. Așa cum farmaciștii țin la calitățile și efectele unor substanțe pe care le combină după o anumită rețetă, conservând cu grijă medicamentele în recipiente speciale, din sticlă sau din alte materiale, tot așa trebuie să păstrăm și noi în inimă, cu grijă, fiecare cuvânt cu însușirile lui, ca într-un vas, și să le rostim astfel încât să-și pună în valoare puterea.